Deschiderea oficială a lucrărilor forumului a fost făcută de secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, Eugen Tomac, precum și de oficialități de înalt rang, premierul Emil Boc, președintele Camerei Deputaților Roberta Anastase, ministrul de externe al României Teodor Baconski, precum și președinții comisiilor pentru românii de pretutindeni din cele două camere ale Parlamentului, senatorul Viorel Badea și deputatul William Brânză. Fie că au venit din Serbia, Bulgaria, Macedonia sau din Statele Unite ale Americii, românii au fost impresionați de ideea organizării forumului și de probleme extrem de importante discutate aici. Ideea e foarte bună, să auzim și să vedem că cineva se ocupă cu noi, că cineva se gândește la noi și e bun că am venit să se vadă cine suntem, nu numai din Serbia, din Evinio, numai din toate țările unde sunt românii. Presa în Serbia se face, când vorbim de români, așa cum se face presa pretutindeni în lume. Avem deci un săptămânal Libertatea, pe care îl edităm de 66 de ani, care prin și grație susținerii Departamentului pentru Români de Pretutindeni, îl trimitem și în Serbia de Răsărit, unde am înțeles că nu există presă scrisă. Un asemenea forum s-a cerut să fie mai de mult, fiindcă, în opinia mea, cea mai importantă problemă a României este unitatea. În momentul când românii realizează unitatea, toate problemele celelalte se rezolvă. Deci e un eveniment mult așteptat și sunt extrem de fericit că se realizează. Președintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, a fost o prezență emoționantă la lucrările forumului. Statul român, în acest moment de maturitate a existenței lui și de restituire față de veritabilele noastre alianțe, care sunt cele occidentale și americane, există o instituție care într-o parte a activității ei, cealaltă fiind expertul culturii române, are în vedere comunitățile românești din străinătate. Timp de 2 ani de zile, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a organizat în fiecare lună serii de consultări cu reprezentanții ai românilor din diverse state ale lumii, Italia, Spania, Marea Britanie, Statele Unite, Franța și alte state din vecinătate, cu scopul de a discuta într-un cadru instituțional problemele cu care se confruntă românii. Organizatorii și-au exprimat intenția ca un astfel de eveniment să se desfășoare și în anii viitori.